Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip, un clip pe care nu aș fi crezut că îl voi face, sau cel puțin nu în viitorul apropiat, dar ceva m-a făcut să-l fac, sau mai bine spus cineva. Vă voi spune imediat despre ce este vorba, dar până în alta nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la subiect. Despre ce este vorba în acest videoclip? Ei bine, este vorba despre noul dashcam pe care îl vom monta pe mașină, dar nu este vorba despre orice dashcam, este o cameră de bord de la Red Tiger, o firmă foarte tare care m-a convins să optez pentru această variantă. Cei ce mă urmăresc de suficient de mult timp știu că nu am folosit niciodată pe o mașină o cameră de bord, din motive de aspect, bineînțeles, nu am suportat, nu suport și nici nu voi suporta vreodată să am multe chestii puse prin mașină, camere de bord, fire împrăștiate, odorizante agățate prin mașină și așa mai departe. Am avut pe mașinile din trecut acele odorizante de la BMW și cu greu m-am obișnuit și cu acelea în grilele de ventilație. Dar nu despre odorizante este vorba, aici este vorba despre o cameră de bord care te ajută foarte mult. Este foarte bine să ai o cameră de bord montată pe mașină, ceea ce eu nu am avut până acum. Nu am vrut să am acel fir împrăștiat prin mașină ce se conectează la priza de 12V. Credeți-mă, mă stresează și momentul acela când trebuie să încarc telefonul și văd cablul întins prin mașină. Cam atât de strict sunt eu pe chestiile acestea. Înainte de a trece la cameră, de a-i face un unboxing și de a vă spune motivul principal pentru care am optat pentru un dashcam într-un final, aș vrea să vă fac cunoștință cu cei de la Red Tiger. După cum v-ați dat seama deja, oferă o gamă variată de camere de bord, de dashcam-uri, ce filmează la o rezoluție înaltă, au o grămadă de funcții, dar mai multe puteți vedea direct pe site-ul lor sau pe profilul de Instagram, deoarece postează constant videoclipuri cu produsele lor, cu montajul, cu funcțiile și așa mai departe. Aveți bineînțeles toate detaliile în descrierea acestui clip. Totodată, acest videoclip este sponsorizat de către cei de la Red Tiger, iar pe această cale le mulțumesc foarte, foarte mult. Acestea fiind spuse, haide să trecem la unboxing pentru că, sincer, nu mai am răbdare. Am primit camera de o zi, dar nu am vrut să o desigilez. Efectiv, am păstrat-o așa, cu țipla originală, pentru a-i face un unboxing direct pe videoclip. Avem aici niște accesorii foarte, foarte importante. Aceste accesorii m-au convins pe mine în mare parte. Veți vedea imediat despre ce este vorba, fiindcă sunt niște lucruri foarte, foarte interesante aici. Trecem la unboxing? Haide să trecem la unboxing. Să începem cu această punguță în care se află kitul de hardwire. Ce face acest kit? Vă voi spune imediat. Avem aici o grămadă de cabluri. Avem chiar și o unealtă din aceasta ce ne ajută la poziționarea cablului pe sub plafon sau pe oriunde vrem să îl ascundem. Avem aici două punguțe. Vom desface doar una pentru că sunt la fel ambele. În ambele se află același conținut. Și iată aici cel mai interesant lucru din punctul meu de vedere. Avem niște adaptoare cu ajutorul cărora vom conecta camera direct la panoul de siguranță al mașinii, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Practic nu vei avea niciun cablu întins prin mașină. Totul se va conecta direct la panoul mașinii, e ca și cum ar veni camera de fabrică, să zic așa. Va porni în momentul în care vei pune contactul sau va intra pe modul de înregistrare pentru parcare, așa se numește modul acesta, ceea ce v-ați dat seama deja. Permite înregistrarea chiar și atunci când mașina este oprită și mi se pare foarte tare acest lucru. Până acum, dacă optai pentru varianta aceea clasică cu conectarea la priza de 12V a mașinii, clar, înregistrarea se oprea în momentul în care opreai și mașina, nu? Bine, acest lucru este posibil în funcție de siguranțele pe care alegi să conectezi aceste adaptoare. Le poți conecta în așa fel încât să se oprească odată cu mașina. Dar eu consider că este foarte bine să înregistreze și pe timpul parcării. Eu voi opta pentru această variantă, vreau ca mașina să fie în siguranță în momentul în care este parcată. Din acest motiv vom conecta aceste adaptoare la siguranțele respective în așa fel încât să înregistreze și pe timpul parcării. Vom filma tot procesul de montare, vă voi arăta la ce siguranțe vom conecta camera și așa mai departe. Aici avem mai multe adaptoare în funcție de siguranța pe care o alegem. Poate alegem o siguranță mare, din câte știu la priza de 12V găsim genul acesta de siguranță mare. Avem adaptoare pentru toate modelele de siguranță, ceea ce este foarte bine, sosesc în pachet de la început, deci nu trebuie să-ți bați capul că dorești să conectezi camera la o anumită siguranță și nu dispui de un adaptor pe tipul respectiv de siguranță. Haideți să vă spun de acum în mare cum trebuie conectată această cameră. Ei bine, unul dintre fire trebuie să fie conectat la o siguranță ce are tensiune doar în momentul în care mașina este pornită. Spre exemplu, priza de 12V nu mai are tensiune în momentul în care oprești mașina. Iar celălalt cablu trebuie conectat la o siguranță ce are tensiune și în momentul în care mașina este oprită. Veți vedea când trecem la mașină cum facem toate aceste
conexiuni. Și dacă vă întrebați de ce are o siguranță conectată, e bine, aceasta este siguranța pentru cameră, iar aici vom introduce siguranța pe care o vom scoate din panoul mașinii. De ce? Deoarece în locul siguranței va fi introdusă această parte. Bun, punem aceste cabluri deoparte, pentru că mai avem puțin până trecem la mașină, trebuie să continuăm unboxing-ul. Exact ce v-am spus până acum, ne indică și în manualul de utilizare. Aici avem cablul principal cu o mufă USB-C, iar în cealaltă parte avem conectorii pentru panoul de siguranțe. Cablul cel roșu este cel ce va trebui conectat la o sursă permanentă de curent, iar celălalt la o sursă temporară, adică pe timpul în care motorul este pornit. Mai avem un cablu separat care se numește grounding sau împământare. Acesta se conectează efectiv pe un șurub de metal și cam asta este. Avem și un mic modul în zona aceasta. Cam acesta este cablul principal. Acestea fiind spuse, a venit momentul să trecem la cameră. Și ia să vedem ce avem aici. 4K Ultra Clear. Oh, avem Wi-Fi, avem control prin aplicație, avem chiar și GPS tracking. Frumos logo-ul Red Tiger în partea de sus. Pe margini nu avem nimic. Mă simt ca în tinerețea mea când făceam unboxing-uri. Mai țineți minte? S-au întors vremurile acelea, doar că de data aceasta pentru mașini. Pentru cei ce sunt mai noi pe acest canal, derulați la videoclipurile mele foarte vechi, adică de acum 6-7 ani și veți vedea începuturile mele pe YouTube. Bine, începuturile mele sunt acum vreo 10 ani, dar găsiți voi acolo o grămadă de videoclipuri. Haideți să trecem la unboxing. Bam! Bam! Wow, o experiență de unboxing destul de plăcută. Lăsăm camera pentru final. Haideți să începem cu manualul de utilizare, bănuiesc. Foarte, foarte frumos ambalat totul. Aici avem niște folii. Ce fac aceste folii? E bine, acestea se lipesc pe parbriz înainte de a lipi ventuza pe parbriz. Astfel încât dacă vrei să dezlipești ventuza, să dai camera jos, nu va rămâne nicio urmă pe parbriz, deoarece această folie se va îndepărta foarte ușor. Bun, aici ne spune că avem aplicație disponibilă atât pe Android cât și pe App Store. Manualul de utilizare. Nu avem nevoie de manual de utilizare, ne descurcăm. Mai avem și un Quick Start Guide. Nu avem nevoie de el, fiindcă ne arată exact ce v-am povestit eu până acum. Ok, mai avem o cutie aici, să vedem ce se află. Wow, nu știam de asta. Mamă, ce tare, nu știam de asta. Oare mi se pare sau e pe bune? Nu, de asta nu vreau să văd. Nu ne interesează partea asta, dar aici avem ceva ce ne interesează cu adevărat, pentru că este ceva foarte, foarte tare. Nu avem o cameră, avem două. Deci nu avem siguranță doar din față, avem și din spate acum. Pentru că avem o cameră și pentru zona din spate, ce se va lipi pe lunetă, va filma și în zona din spate. Foarte, foarte tare. Iar cu acest cablu va trebui să traversăm tot plafonul mașinii pentru a ajunge la dashcam, deoarece acest jack se conectează la dashcam-ul principal. Asta a fost o surpriză, nu credeam că se află și această cameră în pachet. Ok, o lăsăm deoparte. Ce mai avem aici? Wow, ce tare! Câtă atenție la detalii! Deci câtă atenție la detalii! Avem niște mici prinderi cu dublu adeziv pe spate, pur și simplu îl lipim unde dorim și trecem cablul prin el. Iar cablul va sta fix. Foarte, foarte tare acest lucru. Bun, asta nu ne interesează, dar haideți să vă arăt și acest lucru în cazul în care cineva mai optează. De ce m-am ferit eu întotdeauna? Acesta este motivul pentru care nu am folosit eu niciodată un dashcam. Să știți că este bun și acesta, îl vom folosi în momentul în care configurăm camera. Ok, iar acum continuăm unboxing-ul cu prinderea principală. Wow, dar ce mică e! Sincer, nu mă așteptam, dar mă bucur foarte, foarte mult. Da, și acesta este unul dintre motivele pentru care nu am optat pentru un dashcam. V-am spus, nu am suportat niciodată să am ceva pus prin mașină, odorizante, cabluri, camere și așa mai departe. Dar de această dată nu avem de-a face cu orice cameră și o voi lăsa pe mașină, deoarece este foarte, foarte bună și din punctul meu de vedere, chiar dacă nu am folosit până acum, oricine ar trebui să aibă montată pe mașină o cameră de bord. Și ce să vezi? Camera. Văd camera asta odată cu voi.
Nu am desigilat-o până acum, am văzut-o doar în videoclipuri și în poze. Dar în realitate este mult, mult mai mică. Adică nu știu dacă vă puteți da seama pe video. Asta am și vrut, o cameră cât mai mică, cât mai compactă pentru a nu se vedea în mașină. Iar această cameră va putea fi ascunsă cu ușurință după oglindă. Bun, acesta a fost unboxing-ul. Această ventuză nu este o simplă ventuză, după cum puteți vedea avem în zona aceasta niște pini, deoarece pinii aceștia se conectează în momentul în care montezi prinderea pe cameră. Această ventuză având și rolul de antenă GPS. Foarte, foarte tare, facem puțină ordine și trecem la mașină, deoarece avem puțin de lucru, avem de poziționat niște cabluri, dar ne vom descurca. Haideți la mașină! Bun, am ajuns la mașină, iar acum ne vom apuca de montaj. Trebuie să vedem prima dată pe unde ascundem firul, știu că prin plafon, dar să vedem ce trebuie desfăcut prima dată. De fapt, prima dată trebuie să vedem dacă ajunge cablul acela până în spate, deoarece la M4 avem panoul de siguranță în spate. Acolo trebuie să facem conexiunile. Să sperăm că va ajunge cablul, oricum va trebui să ne întoarcem din spate cu încă un cablu de la camera din spate, bineînțeles, la camera din față, deoarece aceea se conectează tot la camera din față. Operațiunea în sine este simplă, știm și ce conexiuni să facem, am vorbit între timp și cu băieții de la Red Tiger, mi-au trimis o schemă exactă, așa că totul va fi mult mai simplu, deci haideți să ne apucăm de montaj. Va trebui să desfacem și această carcasă de la oglindă pentru a putea trece cu firul prin interior, astfel încât să nu se vadă absolut nimic, iar camera va fi poziționată undeva în zona aceasta, ea fiind ascunsă de către oglinda retrovizoare. Un lucru foarte bun. Sau dacă totuși se vede în momentul în care o poziționăm aici, o vom pune puțin în zona aceasta. Pe partea din spate este foarte simplu, o ascundem foarte ușor, deci nu este o problemă. Vom demonta parasolarul, deoarece prinderile parasolarului susțin și plafonul în zona aceasta și vrem să depărtăm puțin plafonul pentru a avea loc de trecere cu cablul. Cred că va trebui să desfacem și acest stâlp, dar vedem imediat cum se comportă în momentul în care desfacem plafonul din zona aceasta. Ok, aici avem un șurub. Ok, iar acum ar trebui să putem scoate foarte simplu parasolarul. Deconectăm, bineînțeles, și asamufă. Lăsăm deoparte și iată, după cum v-am spus, plafonul se depărtează în zona aceasta. Avem chiar și unealta specială dată de către cei de la Red Tiger. Oricum avem și noi un set prin portbagaj, dacă nu ne ajută aceasta, ne descurcăm. Aș zice să începem ușor, ușor să introducem cablul. Perfect. Bun, în zona aceasta am trecut și ar trebui să fie suficient aici. Ne ocupăm pe urmă. Ok, am trecut cu cablul prin plafon. S-ar putea să ne ajungă exact la limită. Vedem imediat. Acum trebuie să desfacem un clips din zona aceasta pentru a da jos acest plastic, astfel încât să trecem cu cablul mult mai ușor și în mare parte nu este un proces foarte, foarte complicat. Din ce observ până acum, s-ar putea să ne ajungă exact, exact la limită acest cablu, ceea ce este foarte, foarte bine. Mai avem un clips de scos în zona aceasta și foarte simplu vom ajunge cu cablul la panoul de siguranță ce se află exact aici. Și ce să vezi, avem tot accesul la panoul de siguranță. Bun, aici frumos avem ascunsă și schema panoului cu fiecare siguranță în parte. Aceasta este schema. Vă voi atașa această imagine chiar acum pe ecran, deoarece le-am trimis o poză celor de la Red Tiger și am întrebat care este cea mai bună opțiune de conectare la siguranțe. Iar ei au selectat cele mai bune variante. Noi vom lua de aici B+-ul de la încuierea mașinii, alarme și așa mai departe. Și ACC-ul, adică siguranța ce nu are curent în momentul în care mașina este oprită, va fi de la instrument cluster, din ce văd aici, va fi siguranța 121. Dar până ajungem la siguranțe, noi nu am terminat de poziționat cablul pe aici.
avem 121 ACC. ACC-ul este cablul roșu. Să vedem unde vine 121. 121 ar trebui să fie aceasta, pe care de altfel o vom și scoate. Bun, o vom introduce în celălalt slot al adaptorului. Bun, astfel încât vom avea două siguranțe. Bun. Iar următoarea siguranță va fi 104, 150 sau 163. Iar aceasta este 163. Ok, o conectăm. Mai avem o singură conexiune de făcut și anume împământarea, practic. Și nu știu exact unde să o legăm. De fapt, avem unde, doar că, din păcate, cablul nu ajunge până acolo. Iar acum, dacă tot ne aflăm aici, haideți să trecem și la următoarea cameră, la camera din spate. Bun, am tras toate cablurile. Mai avem porțiunea aceasta de poziționat și suntem gata. Bun. Și iată, am ajuns la toată această zonă unde putem ascunde. Haideți totodată să poziționăm și camera, pentru a ști cum poziționăm și mufele, să nu se vadă absolut nimic. Și ce să vezi, a prins viață, meniul este foarte simplu, avem pe această parte 3 butoane, săgeată sus, săgeată jos și, bineînțeles, butonul de OK, iar în această parte avem butonul de Power și totodată butonul de Back în cazul în care vrem să ieșim din meniu. Am setat ora, am setat data, aici avem Playback, unde putem vedea tot ce am înregistrat până acum, i-am făcut câteva teste scurte și haideți să intrăm în setări. Ce ne interesează cu adevărat. Avem rezoluție unde putem selecta 2160p cu 30 de fps, 1440p cu 60 de fps și 1080p cu 120 de fps. Ok, aici avem opțiunea de audio, audio on sau off, îl vom lăsa pe on. Aici din nou putem seta dacă ne apare data sau nu în filmare și bineînțeles aici avem G-Sensor. L-am lăsat pe medium pentru că pe high cel mai probabil va fi foarte, foarte sensibil și la fiecare frână puțin mai violentă va da acea atenționare de emergency. Putem selecta din nou dacă să ne apară sau nu viteza, o vom lăsa, de ce nu, GPS stamp on, bineînțeles, speed units, aici bineînțeles kilometri pe oră, nu avem mile. Aici avem rear cam, nu este conectată la cameră, dar camera este montată pe mașină. Bineînțeles, avem parte și de o aplicație ce se conectează prin Wi-Fi. Putem selecta frecvența 50 sau 60 de Hz. Vom lăsa 60 de Hz. Click tone, l-am oprit. Are un beep atunci când apeși butoanele. Screen, aici putem vedea la cât timp să se oprească ecranul, îl vom lăsa la, nu știu, să zic 30 de secunde, mi se pare destul de ok. Iar la parking,
un lucru foarte interesant. Momentan, camera din spate nu este conectată la camera principală, dar acolo putem selecta cum să filmeze, dacă să ne facă un timelapse de 12, de 24, de 48 de ore și așa mai departe. Iar aici putem selecta la cât timp să fie formatat cardul, să se șteargă absolut toate filmările până în acel moment. Vom selecta la 15 zile. Cei de la Red Tiger ne-au oferit un card de 32 de giga, dar cred că voi opta pentru un card mai mare pe viitor. Ok, aici putem formata cardul și iată și interfața camerei. În momentul acesta a început să filmeze deja, putem vedea ora și data. Bun, și cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Într-un final am montat camera de bord, camera pentru zona din spate, iar acum aceste camere înregistrează mereu, înregistrează momentul în care pornești mașina și circuli, în momentul în care mașina este parcată, ceea ce este foarte, foarte bine. Este un plus de siguranță, aș putea spune. Aceste camere te pot ajuta foarte, foarte mult în diferite situații. Cel mai bun exemplu pe care îl pot da este incidentul pe care l-am avut în vară cu seria 3-ul. Dacă aș fi avut o astfel de cameră montată, ar fi fost foarte, foarte bine. Dacă nu știți despre ce este vorba, vă las link în descrierea acestui clip și veți vedea acolo tot videoclipul în care am explicat acel incident. Le mulțumim foarte mult celor de la Red Tiger pentru susținere. Aveți primul link în descrierea acestui clip către site-ul lor. Bineînțeles, Instagram-ul se află tot în descriere, dar și pe ecran. Puteți vedea pe site-ul lor toate produsele, iar pe Instagram puteți vedea diferite videoclipuri cu camerele respective. Până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.